să vă binecuvânteze. Vă scoate Domnul, venit în casa Domnului, în prezența cerului și în prezența îngerilor lui Dumnezeu, care spune cuvântul că vin și ne duc solile noastre la tronul Tatălui Divin și lucrarea făcută de noi astăzi va primi o nouă conotație, pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune că sus în cerul se fac cărți de aducere aminte și se scriu despre copiii lui Dumnezeu. Astăzi cred cu tărie că ceea ce am făcut aici n-am făcut decât să îmbogățim biblioteca mare din Raiul Iisus Hristos, scriind îngerii și ducând cărțile de aducere aminte, și atunci când se vor deschide, vor spune, în data de 6 mai, ai fost prezent acolo, ai auzit cuvântul meu, ai auzit mesajul meu și trebuia să știi ce ai de făcut. Nu vrem să spun așa, ci vrem să spun, ai fost acolo, ai auzit, te-ai ridicat și ai fost întărită și ai fost plină de har și de putere și ai ajuns în brațul meu. Bine ai venit! Bine ai venit, fia mea! Noua identitate în Hristos. Cât de mult își iubesc părinții copiii. Când îl duci de la maternitate, tu ești la un moment de viață. Eu primul copil l-am avut foarte mic, era prematur, avea doar 2 kg și am început să-l iubesc, fără să fi făcut nimic. Nu putea să spună nici mamă. Dar cu cât mai mult Iisus Hristos și-a dat chiar viața și Dumnezeu a trimis pe Fiul tău că azi tu și cu mine să stăm în prezența cerului, să putem beneficia de un har măreț, să putem să spunem astăzi, da, vreau să trăiesc o viață în Domnul Hristos. Și această identitate ne-o dă jertfa de la Calvar. Dumnezeu spune, v-am născut și v-am născut cu suferință. Sunteți ai mei, asta ți-a aparține. Ce vrei să faci cu viața ta? Vrei de azi înainte să treci în totalitate pentru Dumnezeu? Sau vrei să alegi calea care duce înspre moarte? Este largă, este plină cu promisiuni de șarte, dar duce în foc. Noi vrem astăzi să spunem pentru totdeauna că vrem să rămânem cu Iisus Hristos. Este îngustă calea, dar așa de îngustă este că putem în fiecare moment să ne atingem de palmele străpunțele cu ei. Poate să ne mângâie, poate să ne ridice și poate să spună că pentru veci vei domni împreună cu ea. Vei domni și ești astăzi o fică, o fică de împărat. O fică de împărat trebuie să se ridice la calitățile unei fiici de împărat. La calitățile unei prințese. Am vorbit despre demonia, vreau să mai completez cine a fost înainte de masă. Vreau să vă spun că am adus în vedere viața a 3 femei care Biblia ne le descrie și despre femeia cu scurgere de sânge, în care Dumnezeu spune că niciodată, femeie, nu ești prea necurată, nu ești prea neputincioasă, nici prea păcătoasă ca să nu te pot primi. Apoi, am făcut referință la femeia cea păcătoasă, care dorea o clipă, măcar, să stea în prezența cerului, adică în prezența Domnului. Este minunat când noi avem scopuri și scopuri pe care le propunem în viață și luăm hotărâri să ne ținem de ele. Dacă luăm hotărâri fără să facem nimic, am făcut-o deja. Atunci când noi ne ridicăm, atunci când începem să umblăm în numele lui Iisus Hristos, așa cum a făcut de altfel și Fiul risipitor, când a zis, mă ridic și voi pleca în casa Tatălui meu. Nu era de ajuns să spună că voi pleca, trebuia să se ridice. Și ce-a făcut tată? L-a certat când a venit, nu? L-a certat? Ce-a făcut tată? Îl așteptăm, tată. Așa te așteaptă și pe tine. Te așteaptă și pe tine.
pe tine care îți pui acum, în momentul acesta, întrebări ce se fac, te așteaptă Iisus în poartă și spune, am pregătită pentru tine o haină nouă și pe deasupra un inel care să ți-l pune în dele. Trăiască Domnul! Trăiască Domnul! Trăiască Domnul! Haleluia! Trăiască Domnul! Apoi vreau să vă spun despre Debora. Debora, am spus, înseamnă vieste, albină, ducesă și vorbitoare. Dar mai presus de rolul pe care Dumnezeu l-a dat, ridicând-o dintr-o stare de jos, pentru că Dumnezeu așa face, prima dată îți încredințează lucruri mici. Vrea să fii credincioasă în lucrurile acelea mici pe care ți le încredințează, pentru că apoi să te pună în lucrurile mari, să fii o destoinică, să fii femeia din Proverbe 31. Ce face femeia din Proverbe 31? Ea se ridică în fiecare zi și încinge mijlocul cu putere, își forțelește brațele și cheamă prezența Domnului în casa ei. În casa ei, când chem prezența Domnului, noi când spunem Domnul să te binecuvânteze, avem adesea ori impresia că noi vrem să ne binecuvânteze Domnul cu mașina, cu nu știu ce. Dacă l-ai pe Dumnezeu, credeți-mă, aveți tot. Când cineva te binecuvântează, Domnul să te binecuvânteze, de fapt îți spune ca Domnul să meargă cu tine, pe drum. Să nu-ți lipsească nimic. Să nu-ți lipsească absolut nimic. Dumnezeu știe, va ști întotdeauna de ceea ce ai tu cu adevărat nevoie. Femeia din Proverbe 31 spune că era îmbrăcată în... În ce? În ce? Spuneți! În ce era? În tălie și slavă. În ce era îmbrăcată? Cu putere. Cu ce mai era îmbrăcată? Haide, soră! Ce vreți să vă facă Domnul astăzi? Nu ce mai erau răcate. Erau femeie destoinică, știa să facă negoți. Se referă la femeile din vremea de astăzi, care muncesc, aduc bani acasă, de departe își ducea pâinea. De departe își ducea pâinea și făcea ceva pentru casa ei. Așa era și Debora. Debora, o femeie puternică, care Dumnezeu o ridică de acolo de jos, făcea fitile pentru lămpele care erau aduse la templu și Domnul o ridică și o face profet și o face judecător. Și mai presus de toate, când toate căile s-au înfundat și când nimeni nu mai se găsea în Israel ca să se ridice, știți ce face Domnul? O ridică și mai sus și îi spune, tu de voră, va trebui să mergi în fruntea oștirii și să te duci să te bați cu cei care apun jur pe poporul lui Israel. Extraordinar! De așa asta trebuie să fac, de așa asta trebuie să faci. Dar Domnul îi dă niște drumuri și îi dă ceva strict și precis ce are de făcut. Întâi ca să pornești la lucru, la luptă va trebui să mergi în muntele Tabor. Știți ce însemna muntele Tabor? Însemna curăție, sfințire. Aparținea de Neftali și Zabulon. Asta însemna curăție și sfințire. Tu nu poți să intri într-o luptă fără să fii curată și sfințită. Tu nu poți să nu intri să faci o luptă sau să faci o lucrare de-a lui Dumnezeu fără ca întâi să te sfințești. Și Debora face exact așa cum i-a spus Domnul. Domnul are nevoie astăzi de Debora, care să se ridice, să se sfințească, să ridice alte mame, să ridice alte sorori, alte fete, tinere și să facă lucrarea lui Dumnezeu cu băgare de seamă. Să facă lucrarea lui Dumnezeu cu băgare de seamă. Și Dumnezeu vă promite că El va fi întotdeauna cu voi. Aș mai vrea să vorbesc pentru că s-a spus exact aproape tot ce trebuia să vă spun despre primăvara sufletului în atingeri divine. Vedeți dumneavoastră că și în perioada creștinului vin anumite anotimpuri. Vine vara, căldură, cu tot ceea ce trebuie,
De multe ori suntem dovorite de căldură, dar este necesar. Vine Doamna cu roadele și cât de mult ne bucurăm când strângem în hambarele noastre tot felul de roade, dar după aceea vine iarna. Nu ne place așa. În viața noastră, deseori, vine iarna. Dumnezeu are nevoie să ne treacă și prin iarna aceasta sufletului. Pentru că atunci Dumnezeu îngheață anumite relații, Dumnezeu îngheață anumite lucruri nepotrivite din viața noastră. Dumnezeu remaniază sau retrospătează viața noastră. Și cu cât iarna e mai grea, cu cât iarna e mai friguroasă, veți vedea că pomii vor înflori mult mai frumos. Mult mai frumos și vor aduce roadă. Pentru că tot ce e rău în pomul acela și ar trebui să dăuneze, este înghețat. Dumnezeu deseori înghețe relații din viața noastră. Pentru că în anumite circunstanțe ni se potrivesc anumiți oameni. Iar în alte circunstanțe ni se potrivesc alți oameni. Și Dumnezeu nu vrea ca să ne fure nimeni după ea. Dumnezeu vrea să pune lângă noi oameni prin care să ne transmită bucurie și binecuvântare. Primăvara sufletului în atingeri divine, Cântarea Cântărilor spune așa, în capitolul 2, versetul 11, căci, iată, a trecut iarna, a încetat ploaia și s-a dus. Se arată florile de câmp, a venit vremea cântării, se pârguiesc roadele smochind și vine înflorite, înrăspândesc mirosul, scoală-te iubito și vină frumoasă. Cântarea Cântărilor, unii o numesc cântarea de dragoste a creștinului, alții romanța de dragoste. Oricum ar numi eu, ea este o dragoste care vine din Iisus Hristos, adică dragostea agape. Cântarea Cântărilor ne introduce în Sfânta Sfintelor, în prezența lui Dumnezeu, care și-a câștigat prin sângele lui, vărsat o mireasă, un popor să fie pentru totdeauna a Lui. În primele versete din Cântarea Cântărilor este descrisă Sulamita și iubitul ei era o păstoriță. Tabloul acesta se petrece în mijlocul unei naturi plină de floare, plină de mireasmă. Această păstoriță, Sulamita, pe lângă faptul că era păstoriță, frații ei o puseseră să păzească și viile în floare. Aceasta ne spune, nu era o simplă păstoriță. Acolo, păzind viile acelea, se întâlnește cu o persoană deosebită. Se întâlnește cu împăratul și al vede. Din acel moment, fata care se credea o fată frumoasă, se gândește că a trebuit să facă o schimbare. Ar trebui să arate așa cum arată împăratul. Ar trebui să se schimbe spiritual. Ar trebui să facă multe schimbări. Pentru că ceea ce văzuse ea întrecea orice imaginație. Împăratul îi spune, vino să-ți arat frumusețile mele. Și această păstoriță începe o căutare, dar nu oricum, ci una cu prioritate, una cu pasiune și începe să-l caute pe iubitul inimii ei. Începe să fie nemulțumită de starea ei, de ceea ce a făcut ea. În același fel trece Domnul astăzi pe lângă tine. El, care spune Biblia, că ploarele lui deviază omenirea, privirea lui este atât de pătrunzătoare, că pătrunde și-ți cunoaște în acest moment gândurile tale, emoțiile tale, motivațiile tale. El, așa cum am spus, iubește pe toți oamenii, dar doar una este mireasa lui, aceea pe care a câștigat-o prin sângele care a vărsat pe cruce. Atunci când împăratul îi spune Sulamitei să vină să-i arate din frumusețile lui, vrea să spună și astăzi ție că el înainte de a fi prea iubitul inimii tale, este împărat
indiferent că vrei, indiferent că nu vrei, El este împărat și domnește peste deciziile tale, domnește peste proprietățile tale, domnește peste viața ta, dacă vrea să o ia astăzi, pentru că e a Lui, dacă vrea să-ți ia copilul de astăzi, pentru că e de la El, și domnește peste toate posesiunile tale. Înainte de toate, ca Domnul să fie mirele nostru, este Împăratul nostru. El domnește, a domnit și va domni în veci de veci. A Lui să fie toată gloria. A Lui să fie toată gloria, căci El domnește. Aceasta sulamita întruchipează mireasa, întruchipează Biserica lui Hristos din vremurile acestea, care trebuie să aibă în fața ei totdeauna tabloul și să se ghideze după tabloul Domnului Iisus, după chipul Domnului Iisus. Noi trebuie să primim o identitate nouă în Hristos, trebuie să primim natura lui Hristos, trebuie să știm să iubim la fel ca și Hristos, trebuie să facem atât de multe lucruri pentru gloria și pentru slava lui Dumnezeu. Niciodată nu va fi de ajuns să facem ceva pentru ceea ce a făcut Domnul, deja pentru noi. Niciodată nu va fi prea mult, pentru că și viața de creștini implică anumite sacrificii. Chiar David spunea într-o împrejurare să mă ferească Domnul, să nu mă coste nimic. Deci viața de creștin implică sacrificii. Și dacă vrei să fii duci o viață autentică de creștin, tu trebuie să te pui la îndămâna Domnului. Tu trebuie să faci ca în fiecare zi slava lui Dumnezeu să fie covorâtă peste tine, peste familia ta. Trebuie să știi ca tu ca mamă, tu ca soție, tu ca soră în biserică, ai locul tău și totdeauna va trebui să te potrivești chipului lui Iisus Hristos. De aceea, Dumnezeu a făcut mult mai mult. Știa că noi singuri nu vom putea face niciodată nimic. Și ce a făcut? Ne-a trimis pe Duhul Său cel Sfânt. Atunci când Domnul ne-a botezat în Duhul Său cel Sfânt, nu a făcut altceva decât să ne aducă la o nouă poziție în Hristos. Ce a făcut? Ne-a așezat în Dumnezeu. Noi în Dumnezeu, cărțile lui Pavel, epistolele lui Pavel, se referă la asta. Noi în Hristos și Hristos în noi. Hristos în noi, nădejdea slavei. Dacă Hristos nu trăiește în tine, tu nu ai nicio nădejde. Tu nu trăiești pentru nimic. Tu trăiești pentru un lucru care este deșertăciune, care nu are nicio valoare, care astăzi este și peste o zi sau două nu mai este. Hristos în noi, pregătirea pentru pământ, toate le face Domnul în locul nostru. Hristos în noi, pregătirea pentru cer. Noi în Dumnezeu, pregătirea pentru cer. Hristos în noi, pregătirea pentru pământ, ca să fim plăcuți lui Dumnezeu și ca să ducem roade bune. Nu putem decât să lăsăm pe El să domnească în viețile noastre, să ne umple inima cu dragostea aceea, cum vorbește și despre Sulamita. O dragoste pasionată, o dragoste pentru Mântuitorul nostru. Și nimic, nimic să nu pune în fața acestui lucru. Nimic să nu iubim mai mult decât pe Dumnezeu. Am vorbit mai înainte că noi trebuie să pornim în lupte curățite și sfințite. Ce înseamnă aceasta de fapt? Înseamnă ca să ai o inimă nouă. Înseamnă să ai o inimă predată 100% lui Dumnezeu. O inimă care să fie plină de prezența lui Dumnezeu. Noi, să auzim vocea Duhului Sfânt, atât de multă liniște trebuie să facem uneori, încât noi să ne ghidăm numai după vocea Duhului Sfânt. Și cu o inimă curată, cu o inimă sfințită prin rugăciuni și prin laude aduse lui Dumnezeu, să venim înaintea Domnului. Atunci mai este
o jertfă a muzele noastre. Ce înseamnă aceasta o jertfă? Sora Claudia vorbea mai înainte, am plâns mult și am avut perioade din viața mea în care am plâns mult, foarte mult, ani de zile. Ziua munceam foarte mult în Austria, seara mă întâlneam cu surori sau la diferite cercuri de rugăciuni și noaptea era un travaliu, un travaliu. Pot să spun că de seara până dimineața era un plâns de multe ori, până am învățat că singură nu pot să fac nimic, să mă așez în Hristos, să mă așez în liniște și în dragostea Lui și să-L las pe El să-L umple pentru mine. Deși știam promisiunile Domnului pentru mine, deși știam ce dorește Domnul pentru mine, durerea e totuși e ceva natural și o simțim. O să-i ții deseori, dar spune Domnul, vreau rodul buzelor tale. Și cum este rodul acela buzelor tale? Atunci când e atât de grea durerea, că ți se zbat genunchii unul de altul și totuși nu-i cer nimic Domnului decât îi mulțumești. Doamne, chiar și în suferința aceasta, chiar și în greu cel mai mare, aleg astăzi să-ți cânt o cântare bucuriilor. Asta e o jertfă dusă la extrem, așa cum și femeia cea păcătoasă, gesturile ei duse la extrem, pur și simplu l-au iubit și pe Domnul Iisus. Această jertfă este o jertfă plăcută înaintea Domnului. Este o jertfă dusă până la extrem. Este o jertfă care mai târziu va aduce roade. Va aduce roade. Iată, zice. A trecut iarna, a încetat ploaia și s-a dus. Toate trec. Toate trec și într-o bună zi va trebui să stăm înaintea celui ce ne-a dat. Astăzi har să ne numim copiii lui Dumnezeu. Și ne va întreba ce ai făcut cu acest har? Ce ai făcut cu sângele meu? Am stat într-o duminică într-o biserică și am văzut cum solul Domnului s-a prezentat în biserică și a început să scrie. Și în alea neamurmire a fost atunci când s-a oprit la un scaun gol și începea să scrie și la scaunul acela. Nu vedeam pe nimeni acolo. Nu vedeam. Dar Domnul a trimis un mesaj la lui din cer și persoana care trebuia să fie în biserică și nu era, era singur răspunzător și nu putea să spună și să motiveze de ce nu a fost la biserică. De ce totdeauna trebuie cineva să ne sună, să ne spună veniți la biserică, surori? De ce trebuie cineva să ne spună haideți la rugăciune? De ce? Când îl căuți pe Iisus sau pe Dumnezeu așa cum Sulamita îl cădea, îl căuta dintr-o dragoste, din pasiune, dintr-un foc al inimii ei, nu mai trebuie nimeni să te motiveze. Atunci te aștept să vii și să respiri, pentru că rugăciunea e respirație. Rugăciunea e o sta de vorbă cu Domnul. Atunci de-abia aștept să vii să-i spui Domnului ceea ce te-a apăsat întreaga săptămână, ceea ce vrei să se întâmple la familia ta. Atunci vrei să te rogi pentru o soră, pentru că Biblia ne spune ridicați-vă covorile și purtați-le unii altora. Cum o să știu vreodată ce problemă are sora mea dacă niciodată nu o întreb? Cum ești, soră? Ce faci? Pot să te ajut într-un anumit fel? Vreau să te slujesc astăzi. Vreau să spun că slujirea aduce multă vindecare. Credeți lucrul acesta? Slujirea aduce multă vindecare. Am fost foarte marcată de un frate din America, care din greșeală i-a fost omorât fiul, în pușca. Pentru că cineva vroia să regleze niște conturi cu altcineva și din greșeală l-a împușcat. Și fratele acesta avea un singur fiu. Un singur fiu. Și a fost împușcat. Au trecut o perioadă, ani de zile, în care nu s-a mai putut vindeca. Și a fost plângerea acela, așa ca și David. Fiul meu, fiul meu. Fiul meu, fiul meu. Și fratele acesta a început să primească multe boli în trupul lui. Pentru că amărăciunea, de stare aceștia, de amărăciune și deja le aduc foarte multă tristețe peste noi și după aceea aduc boli. Și fratele acela spune că într-o zi, un frate pastor i-a spus peste tine, există un duh de iertare. Tu trebuie să ierți. Fratele acela venise din altă parte și
Duhul Domnului a descoperit pentru fratele acesta. Și el spune, frate, ție ți-e ușor să spui să iei, dar tu știi ce nu pot eu să iei? Uite ce se întâmplă. Și fratele a spus, cuvântul Domnului nu e ca un pistol care vine și ți-l pune, uite, tu trebuie să faci așa. El spune, Domnul, foarte bine. Dacă tu faci așa, uite ce se întâmplă. Și fratele acesta a ales să-l ierte de cel care i-a omorât fiul. Și a început să scrie scrisori. A început să-i primită o Biblie chiar. Și omul acesta din pușcărie a simțit un resentiment pentru ceea ce a făcut. A început să cerceteze Biblia. Dar totuși în inima lui nu a simțit o vindecare totală. Căutarea lui era. Dar fratele, cu pricina, nu eliberase total. Trebuia să fie o eliberare totală. Dar a mai trecut puțin timp și fratele acesta s-a gândit să meargă să viziteze la închisoare. Și așa, într-o bună zi, s-a dus și la vizita la închisoare. Și a spus tânărului, eu sunt tatăl celui pe care tu l-ai împușcat. Tânărul acesta a rămas fără cuvinte, nu știa unde să se uite. Nu știa ce să răspundă, dar a auzit vocea din nou fratelui și a spus, am o misiune de făcut. Se gândea la ce mai rău. A venit să scot picioarele. Vreau să-mi dai un pian. Am adus prosop și vreau să spăl picioarele. Tânărul acesta a fost copleșit, a început să plângă și a spus, nu vreau să-mi spăl picioarele. Eu vreau să spăl picioarele. Și în momentul acela, acolo, când unii al doi așa spăl picioarele, a venit iertarea pe loc. Mare putere! Mare putere are iertare! Mare putere are iertare! Ai dorit că iertarea aceasta să fie peste voi în viața aceasta? Am spus că iertarea este alt lucru care pune o stăvilare și oprește ca un stăvilar în calea ungerilor lui Dumnezeu. Oprește ungerea care trebuie să vină peste noi. Oprește harul. Oprește lucrurile și binecuvântările lui Domnului. Și vrem că suntem truniți. Lucrăm de dimineață până seara. Și seara parcă nu mai găsim nicio plăcere, nimic din ceea ce am adunat. Și spunem, Doamne, până când? Doamne, până când? Oasele mă dor. Mâinile mă dor. Și nu găsesc nimic în care să mă bucur. Dumnezeu spune astăzi, iartă, iubește și intră în harul care ți-l dau eu. Lasă să curgă peste tine ca un torent. Ridică-te oriunde ai fi și în fiecare zi adu prezența cerului în casa ta. Vei vedea că de atunci, de când iei această hotărâre, vei vedea că cursul vieții tale se va schimba. Vei vedea puterea care vine de sus, la care nu mai ai nimic de adăugat. Ea vine și se revarsă spre cei de lângă tine și curge, și curge. Și am spus că dragostea e singura, care atât cât dai tot mai mult, niciodată nu se răcești, ci te îmbogățești în fiecare zi. Această dragoste este turnată într-o inimă schimbată, într-o inimă turnată în ea dragostea lui Hristos. Este o inimă care aparține în totalitate cerului. Femei sfinte, femei spălate în sângele lui Iisus Hristos, nu lăsați ca păcatul să intre în viața voastră. În fiecare zi, faceți-vă un carnet, scrieți acolo tot ce ar putea satana să vă lovească și veniți înaintea Domnului sincere și spuneți, Doamne, aceasta sunt eu. Dacă Tu nu mă vei ajuta, nu mă vor putea ridica, pentru că doar la Tine este puterea, doar la Tine este vindecarea și viața și vreau ca familia mea, cu toți cei dragi pe care mi-ai dat, atunci când va veni marea strigare, să ne luăm zbor spre Tine. Dar dacă nu vom mai fi pe acest pământ, atunci când Tu ne vei da trupul noi de slavă, vrem ca împreună cu cei dragi, vreau împreună cu sora mea, vreau împreună cu fratele meu, să stau la masă cu Domnul Iisus și pentru veci de veci să uităm de dureri, pentru că în viața aceasta mai mult ne confruntăm cu dureri.
Poate nu v-am spus, eu sunt la a doua căsătorie. Soțul meu a avut o soție bolnavă 8 ani de zile. A purtat-o în căriucior. Deși prin mâinile noastre am văzut vindecări. În casele noastre erau durere. Și Domnul ne spunea, mai rapă de încă de dragul meu. Eu am un plan precis cu tine. Cu tine și cu tine. Nu l-am cunoscut, nu l-am văzut niciodată pe Andrei. Și n-am știut cine este. Dar și la mine soțul meu a fost bolnav, fostul meu soț, 4 ani de zile. Au fost momente de foc. Înainte Domnul mi-a arătat în dreapta un foc, în stânga un foc. Și am zis, Doamne, sunt prea multe. Unul mai duce. La două? Și atunci a apărut un foc la mijloc, în care eram cu Domnul. Și a spus, focul meu este mult mai tare. Și voi viți aceste două focuri. Așa s-a întâmplat. 4 ani de travan, de durere, de suspin. Și după o lună de zile, îmi pleacă și mama la Domnul, la 60, din 67 de ani, pleacă la Domnul. Și am spus, prin aceste grele suferințe, dacă nu le-ai pe Domnul, nu poți să stai nici. Mai bun, ești rău? Dar când vine Domnul și te îndărește, spui, cum spus oră, tot totul în Hristos, care El mă îndărește. Și mă duc mai departe. Și așa a fost. Nimeni în lumea aceasta nu i-a făcut nouă să spun acesta e fratele Andrei, aceasta e sora Elena. Sunt niște frași să ne caracterizeze oamenii așa cum vor ei. Nu. Andrei vrea ca cineva să se roage pentru el și o soră zis, pot să-i spun o soră să se roage. Și în momentul când a zis să mă rog, a spus, Domnul, tu vei fi soția lui. Nu știam că-i văduv, nu știa el că eu sunt văduvă. El în Bistrița și eu în Austria. Am căzut în jos în leșină, am spus, Doamne, nu mai vreau să plec prin încercări grele. Eu de-abia am cum am scăpat, eu vreau să fiu, să-mi port mie de grijă. Dar Domnul a avut alt plan. Femeie, lucrarea pe care ți-o dau, nu poți să o faci singură. Deci atunci lângă tine un bărbat, o tine de brațul cărui să te sprijinești. Iar tu vei fi o mângâiere și un sprijin dintre el. Împreună facem lucrările Domnului, le facem cu bucurie. Vă spun, la noi nu există zi sau noapte. La noi există motive de rugăciune. Dacă e două noapte și cineva sună din America la ei zi, ne rugăm. Dacă sună cineva din Canada, ne rugăm. Pentru că Domnul a plantat o dragoste extraordinar de mare. Și prin suferință ne-a învățat că întotdeauna noi, dacă dăruim, Dumnezeu ne binecuvântează noi. Și noi facem asta, nu ca să ne binecuvânteze și asta, că e un lucru minunat, dar de dragul Domnului Iisus Hristos, care a murit pentru noi și a dat tot ce a avut El mai scump, ca noi astăzi să stăm aici, în mândir, în Arganda, și să spunem că suntem copii pentru veci de veci înfiați. Nu suntem fii din curvie ca să nu avem moștenire. Să nu avem moștenire. Noi suntem fii cu drepturi de pline. Haleluia! Haleluia! Noi suntem fii cu drepturi de pline. Amin? Voi sunteți femei cu drepturi de pline și fiice ale împăratului și într-o zi, la marea strigare, veți vedea că niciodată nu faci ceva pentru Domnul, ca Domnul să nu-ți întoarcă ca un bumerang spre tine și să te binecuvânteze pentru tot ceea ce ai făcut. M-am bucurat foarte mult de dimineață, în momentul când am slujit împreună cu soțul meu, cu surorile din Austria, am văzut că Domnul va ridica aici mijloace tare puternice. Și așa cum în urmă cu o săptămână, prin sora ei, nu știu cine o cunoaște de la noi din Bistrița, un profet deosebit mi-a spus că a văzut niște plante care erau dezrădăcinate și începeau frunzele să se usuce jos. Dar a venit Domnul, le-a plantat și prin noi a dat ploaie și va duce rost. Glorie Domnului! Glorie Domnului! Am văzut multe surori care de aici înainte vor pune multă dragoste în ceea ce face și cuvântul Domnului va fi la rang înalt pentru ele. Îi mulțumesc Domnului că v-am cunoscut. Îi mulțumesc Domnului că am avut o zi specială. Îi mulțumesc Domnului că așa din victoriile voastre primim și noi câte un steguleț, mergem mai bogați,
Mergem cu prieteni noi, surori noi, o să-mi fie dor de voi, dar în Hristos relațiile se leagă una cu alta, sufletele noastre rămân unul lângă alta, nu există distanță, nu există nimic când ne leagă Hristos, devenim un an el. Vrem să fim niște mădulare care să funcționăm bine și niciodată să nu facem ca lucrurile sfinte să fie murdărite de lucrurile acestei domni. Într-o zi toate vor trece. Ceea ce va rămâne este ceea ce ai făcut pentru Hristos. Amin.